Salutare, oameni dragi, sunt Anisia Gaftor și acum o să prezint rubrica Anisia Voia la Rost. Ce o să fac eu în rubrica asta? O să iau la rost pe toți concurenții care au ieșit din fermă. Și cu cine începem? Cu mine. De ce am ieșit eu prima este pentru că eu sunt atât de proastă încât eu am crezut că este un concurs de viteză. Adică cine este primul ăla câștigă. După aia eu m-am dus la producții și le-am zis, băi, dați în premiu. Și ăștia face, da, ce premiu? Păi cum, nu-i ca la maraton? Dați în premiu, cum? Și mi-a dat un șut în cur. Dar ce să vezi? Un șut în cur, un pas în rubrică. Băi, eu să știți că în școala generală tot timpul eram prima. Acum nu mai sunt prima, acum sunt pro. Dacă la început eram antenă, la ce zice învățătoarea, m-am supărat, mi-am luat taraful și am plecat. Și ca să nu o dau în canal de tot, am ales să fiu pro. Băi, băi, deci merg toți banii cu lumea asta, da? Mulțumesc că aplaud. Păi, deci eu sunt atât de proastă încât când am auzit de cuvântul baloț, păi eu am crezut că sunt oameni aia de pe vremuri care se distrau pe la baluri. Păi când am auzit pe Piștereanu venind de la WC-ul că zice, boss, am lăsat 3 baloți. Eu eram, se miros de petrecere. Băi, eu sunt moldoveancă, înțelegeți? Și eu la ferm, eu nu am venit să mă lupt, eu am venit să mă distrez. Păi când mi-a zis mie producția, băi Anisia, tu la duel, tu trebuie să o dai parte în parte. Păi atunci eu eram, sigur, boss, cum să nu, o dăm din parte în parte, hai să înceapă petrecerea, parte în parte. Eu când am venit la fermă, să știți că am fost foarte, foarte jignită de acest Gabi Toader. Mi-a zis, moldoveancă împuțită și bețivă. Hai, m-a jignit și am zis, uai, mui! Cum îți permiți să mă faci moldoveancă? Că de 2 ani stau la București, da? Eu să știți că la televizor par mai mare, pentru că televizorul lățește, știi? Dar nu-i nicio problemă, puteți întoarceți televizorul invers. Chiar alaltă ieri mi-a zis un prieten de meu, băi, Anisia, sticla te mărește. Și eu i-am zis, da, asta pentru că nu bei suficient din ea. Da, și eu înțeleg de ce așa, de pe TV mai zdrahană, zici că am alergii la mișcare, cu cât merg, cu atâta mă umflu mai tare. Știu, am gușa asta de pelican, zici că mi-ascund ciocolata în ea, sufalcile astea când strănuți zici că fac torc, parcă sunt niște buși de pop în două care dă să nască, știu. Dar de asta lumea zice că sunt nerușinată, că eu nu am obraz, eu am fălci. Da, poate nu știți, dar eu am fost și pe catalogul de frumusețe a fermei, la secțiunea Gianina și sora sa. Pentru cine nu știe, Gianina-i vaca. Da, știu. Și am dinți atât de mari, încât când am zâmbit prima dată în concurs, cineva a zis, bă, dar de când avem iap în fermă? Prima dată când am fost întrebată la testimoniale, ce animal ai vrea să aducem în fermă? Eu am fost sinceră și am zis, pe prietenul meu. Păi de ce? Că e un armăsar? Îți dai seama. Păi cine altcineva ar putea să combini cu o iapă ca mine? Și acum să fim sinceri, nu sunt cea mai frumoasă, eram urâtă de mic. Eram atât de urât când eram mică, încât mama mea îmi lega șobolani în jurul gâtului, măcar pisicele să se joace cu mine. Și proastă, și grăsuță, și mă exprim incoerent. Știți cum sunt? Parcă Gabi Toader a făcut un copil cu Viorica Dăncilă, pe care l-a învățat Alina Pușcău română. Eu sunt moldoveancă, deci clar sunt bețivă, dar de când sunt la ProTV și sunt faimoasă, acum nu mă mai duc la întâlnirea alcoolicilor anonimi, acum mă duc la întâlnirea alcoolicilor cunoscuți. Acolo am întâlnit pe Băsescu, pe Văcăroi, mi-am făcut multe relații, adevărat. În fermă mi se zicea și mica sirenă, dar nu pentru că sunt frumoasă, ci pentru că sunt mică de statură și eu fără lichidii nu trăiesc. Băi, eu sunt atât de mic de statură încât în cluburi dansez pe cuburi rubici. Da? Nu știu dacă vă dați seama, dar eu când spăl pe jos, trebuie efectiv să mă urc pe scaun. Când trag bikini pe mini, arat ca niște budigăi. Dar, totuși, sunt corectă și mă întind tot timpul cât îmi este batist. Și eu nu am permis de conducere, să ne înțelegem. Dar, în schimb, eu știu să parchez vaca, știi? La fermă am parcat-o, dă-i, mai la stânga, mai la dreapta, 3 pași înainte și 3 înapoi. Și când făceam, ăsta era senzul de parcare. Foarte multe lucruri am făcut la fermă. De exemplu, am făcut exerciții fizice ca să mă mențin în formă. Primul exercițiu era rotiri de gât când vine dușmanul.
a plecatul după balegă și o alergare ușoară cu un partener când o bârfești pe Elena. Poate vă întrebați, bă, cum a ajuns asta la film, nu că vă întrebați. Păi eu m-am dus la producție și am zis, domnule, vreau să ajung în ferm. Ce trebuie să fac? Și ăștia au zis, hai să o sugi! Și iată, mă, am fost la fermă, dar se pare că n-am subt-o destul, că am ieșit prima. Abia aștept să văd ce fete sunt finală. Da, pe mine m-a ajutat foarte mult ferma în relații, pentru că când mi-a revăzut prietenul, el 100% moldovean, s-a comportat fix ca la început, ca de pe Tinder. Când îi plăcea ceva, îi dădea la stânga, când îi plăcea ceva, îi dădea la dreapta. Eu la fermă nu m-am demachiat, din obișnuință, pentru că eu dacă mă demachez, telefonul nu mai recunoaște fața și nici prietenul meu la fel. Ultima oară când m-am demachiat, prietenul meu a zis, mătușă, aoleu, te-am pipăit a treia oară. Andrei Stoica se laudă că este campion la K1. Și eu sunt campioană la băut, beau K3 sau ca Sparta. Ehehe, și dragii mei, aceasta a fost rubrica Anisiatia la rost, așa că dragii mei, până data viitoare, nu uitați, cine se supără, măsai ca Anisia sau ca Banalescu sau ca Viviana sau ca...